Campionul oamenilor Flavius Bia visează la momentul în care va sărbători centura mondială la box cu steagul deasupra capului ca doroftei sau bute. El a studiat câmpul de luptă înainte să dea cu pumnul pentru titlul mondial. Înainte să se bată pentru centura mondială la box, Bia a inspectat sala în care va avea loc bătălia cu pitbullul Argentinei Velasco. Polivalenta din Mioveni a costat 5 milioane de euro, are 2500 de locuri și este printre cele mai moderne din țară. Vreau să ridic tricolorul deasupra capului când va ridica mâna la sfârșitul meciului. Bia s-a și antrenat în polivalenta din Mioveni. Lupta anului în România, campionul oamenilor Bia versus Pitbull Velasco pentru titlul mondial IBA este pe 5 mai în direct pe Antena 1 și Antena Play. Sunt ferm convins că o să fie sala arhiplină. Vă așteptăm să luați cât mai multe bilete, să fim un număr cât mai mare.